Au trecut 3 luni de când discutăm despre economisire inteligentă, adică investiții cu bani puțini. În același timp și ASF a încercat să educe populația. Așadar, astăzi avem doi invitați, pe Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România, și pe Daniel Apostol, director al Departamentului de Comunicare și purtător de cuvânt al Autorității de Supraveghere Financiară. Cum se vede educația financiară la români, în opinia dumneavoastră? În primul rând, aș dori să știu de la domnul Gustă, să luăm pe dumnealui prima dată. Fără educație financiară nu o să putem să facem nimic, din mai multe motive. Școala, din păcate, astăzi nu te ajută aproape deloc. Și atunci ne trezim în situația în care, pe lângă faptul că avem un număr de analfabeți funcționali spre 40%, conform unor studii publicate anul acesta, constatăm că educația financiară este și mai precară. Și atunci nouă ne revine acest deziderat al educării populației. Educație care trebuie să atingă nevoia și responsabilitatea financiară a fiecărui individ. Și de aici încolo pot da câteva exemple unde, dacă nu avem un sistem de educație financiară, un cunoștințe de educație financiară bine așezate, anumite momente gen septembrie 2008 sau martie 2020, lucrurile puteau să arate rău la nivelul bugetului familiilor de la acea perioadă. Să spunem doar că în martie 2020, odată cu pandemia, lucrurile au arătat pentru unele familii în modul următor. Dintr-o dată, economiile în care lucrau s-au închis complet, iar acel șomaj tehnic care era limitat la anumite sume puteau să te destabilizeze ca și familie destul de rău. Puteai să te trezești dintr-o dată că veniturile pe care le ai sunt mai mici decât jumătate sau poate și mai mici decât jumătate din ce câștigai înainte. Deci singura modalitate de a trece de aceste perioade era aceea de a avea economii puse deoparte. Momentul septembrie 2008 a fost unul iarăși destul de complicat, unde în măsura în care aveai rate la bănci și leasinguri și nu aveai bani puși deoparte, iarăși 2009 a însemnat un an foarte complicat, dar pentru cei care aveau leasinguri și rate, pentru că iarăși au fost domenii întregi care s-au diminuat ca și volume, a fost o creștere a șomajului în perioada aceea, începând cu septembrie 2008, destul de însemnată, iar cine avea bani puși deoparte avea oportunități extrem de interesante începând cu 2009, putându-și achiziționa diverse lucruri la valori cu discounturi, poate și de 50%. Condiția era aceea să ai bani puși deoparte, să ai bani economisiți. Așa încât iată de ce noi, Asociația Administratorilor de Fonduri, venim să explicăm de ce e importantă educația, de ce e importantă economisirea, pentru că aceste lebede negre care pot apărea, am dat numai două exemple, septembrie 2008 și martie 2020, când sigur că lucrurile trebuie să te gândești foarte serios la bugetul familiei și la ceea ce faci mai departe. Și nu în ultimul rând, responsabilitatea pensiei pilon pensiilor la vârsta de pensionare, iarăși este un aspect extrem de important pe care trebuie să luăm în calcul. Se tot vorbește că cel puțin de creței vor avea o problemă reală la ajungerea la vârsta de pensionare. Se tot vorbește că pilonul 2 n-ar fi nici el suficient și iată pilonul 3 de pensii vine și el ca o completare, ca o completare a nivelului de pensie de la vârsta de pensionare, dar fiind un pilon benevol, nu este încă, nu are încă o adâncime foarte mare în rândul oamenilor. Și atunci noi am venit să explicăm în detaliu ce face un fond de investiții, cum funcționează, ce randamente poate să aibă, la ce să se uite oamenii când aleg această modalitate de investire inteligentă. Domnul Apostol, cum se vede la dumneavoastră educația financiară? Din capul locului țin să menționez că educația financiară este una dintre direcțiile fundamentale de acțiune ale Autorității de Supraveghere Financiară,
Nu întâmplător și mai ales pentru faptul că această educație invită la responsabilizare socială, dacă vreți, invită și la o acțiune individuală în cunoaștere amănunțită a contextului economic și financiar în materie de asumarea riscurilor, de țintirea unor beneficii. Vorbea colegul nostru, Horia Gusta, de statisticile care ne plasează la nivel european extrem de ingrat, 40% grad de analfabetism funcțional, încă și mai mare undeva spre 70% gradul de analfabetism economic-financiar. Ceea ce ne propunem este ca prin educația financiară să reușim să asigurăm o corectă înțelegere a modului în care funcționează în general piețele. Piața financiară, piețele financiare, instrumentele și serviciile pe care le utilizăm noi toți, indivizii, în calitate de consumatori, astfel încât să reducem cât de mult posibil impactul unor evenimente, să reducem riscurile la care suntem expuși în calitate de actori în aceste piețe financiare. Horia Gusta amintea, și mi-a plăcut că a amintit asta, de lepăda neagră. Păi dacă vorbim de educație financiară, ea nu poate fi parte decât într-un program de educație generală. Oare cât dintre cei care ne urmăresc vor fi citit oare Nicolas Nassim Taleb, Lebăda Neagră, adică prezentarea unei teze remarcabile despre impredictibilul care poate să devină esențial la un moment dat, impactul foarte puțin probabil, altfel spus. Autoritatea de supraveghere financiară remarca și sublinia de curând președintele autorității are o mare atenție ca direcție de dezvoltare pe acest sector, pentru că doar în acest fel, doar crescând gradul de alfabetizare financiară, cum spuneam, unul scăzut în România, putem pe de o parte să asigurăm o incluziune financiară la nivel individual, să-i facem pe fiecare individ luați în parte, să-i facem să devină parte a lumii economice și a lumii financiare. Pe de altă parte însă să contribuim și la o dezvoltare în perspectiva piețelor financiare. Oameni mai educați înseamnă oameni mai protejați financiar, oameni mai dispuși la utiliza instrumente financiare, instrumente din piețe, oameni care să contribuie la un efort investițional pe termen lung, oameni care de fapt până la urmă contribuie la dezvoltarea societății în care tot ei se vor regăsi ca beneficiari ai unei societăți mai dezvoltate. Și AAF și ASF au avut anul acesta programe de educație financiară. Nu știu, este publicul comun, adică este același și la AAF și la ASF? E diferență mare între astea două, domnul Gusta? Nu, eu nu cred că e o diferență. Cred că noi n-am țintit să ne ducem către o anumită categorie de oameni și nu cred că a făcut acest lucru autoritatea de supraveghere financiară. Scopul nostru este a fost să ne ducem către marea masă de oameni și să explicăm foarte în detaliu, să dărâmăm și niște mituri, dar și să explicăm și ce facem în fond de investiții. Miturile pe care am încercat să le desfințăm au fost acelea legate de faptul că mulți gândesc că poți să faci investiții doar cu sume mari. Nu, și eu și mai mulți colegi de-ai mei din asociație am arătat că se pot face economii și cu sume mici și mulți dintre colegii mei au arătat ce înseamnă economisirea recurentă timp de 10, 20 sau 40 de ani. Nu ne-am țintit decât să dărâmăm acest mit al faptului că fondurile nu sunt doar pentru oameni bogați, fondurile de investiții sunt și pentru oamenii care își permit sume mici să le economisească. Să nu uităm că iar și multe statistici ne spun că peste 50% din populație nu poate să economisească și atunci noi în cadrul industriei ne-am orientat către comparații cu sume de 100-200 de lei pe care pot fi la îndemână pentru investitori în sensul economisirii. Deci, am încercat să dărâmăm acest mit,
al faptului că fondurile de investiții sunt pentru oameni cu bani, am încercat să explicăm că se pot face economii pe termen lung cu sume reduse de bani, că aceste sume reduse de bani, dacă au o recurență, vor aduce cu siguranță beneficii după o perioadă îndelungată și sigur că ne-am dorit la final ca oamenii să înțeleagă foarte clar cum funcționează un fond de investiții, ce reguli are și poate cel mai important e poate una din cele mai importante, importante caracteristici ale unui fond este aceea diversificării pe care, pe care el o are în politica de investiții. Ca o concluzie, da, ne dorim să avem mai mulți investitori în piață, nu ne-am focusat pe o anumită categorie de oameni, am încercat să ne ducem către populația întreagă cu acel mit pe care am vrut să-l dăm la o parte și sperăm să culegem și roadele în perioada următoare. Domnul Horia, să știți că mi-ați răspuns deja și la următoarea întrebare. Am totuși aceeași întrebare în momentul de față și pentru domnul Daniel Apostol. Cum a susținut ASF prin programele ei educația financiară? Am să răspund plecând de la o coadă de întrebare lansată către colegul meu. Care este ținta? Așa cum spuneam ceva mai devreme, în decursul ultimilor ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară a îmbunătățit nivelul de programe de educație financiară la nivel național ca prioritate a autorității. Menționa președintele autorității că avem foarte multe programe pe care le dezvoltăm în colaborare cu licee, cu universități din toată țara. Cifrele sunt motivante, avem o statistică care vorbește de la sine. Am dezvoltat programe de pregătire pentru peste 2000 de profesori și lectori voluntari pentru școli și licee. Au beneficiat în învățământul preuniversitar peste 150.000 de elevi de programele de educație financiară dezvoltate de ASF împreună cu Institutul de Studii Financiare. Peste 12.000 de studenți din centrele universitare din toată țara au asistat la diverse forme de livrare de programe de educație financiară, conferințe, seminarii sau lecții deschise gândite special pentru ei. Aș mai face o precizare apropo de publicul țintă. Ne gândim că educația economico-financiară trebuie să fie un subiect de maximă importanță la nivel național, care să țintească un public din frage de pruncie, dacă vreți, de la grădiniță sau de la ciclu primar, prin jocuri, prin metode educative extrem de facile, de prietenoase cu un astfel de public, și care să crească până la un public chiar de vârsta a treia, spre vârsta a treia, dar mai ales în partea activă. Pentru că, de exemplu, avem la îndemână cu toții ceea ce numim pilonul 2 sau pilonul 3, adică pensiile private, pensiile obligatorii administrate privat, pilonul 2, sau pensiile private facultative, pilonul 3. Din nefericire, statistica arată, datele arată că avem un grad mare de repartizare spre fondurile de pensii mai curând întâmplătoare decât în deplină cunoaștere și alegere voluntară a fondurilor de pensii arondate pilonului 2 sau pilonului 3. Printr-o corectă informare, printr-o deplină informare și printr-un program de educare financiară la nivel național, am putea să-i facem pe concetățenii noștri să aleagă contribuția spre un anume fond de pensii în deplină cunoaștere a riscurilor, a beneficiilor, a fondului care urmează să administreze această investiție personală sau, dacă vreți, această economisire personală pe termen lung, fiind în același timp o investiție. Sunt totuși curios, ați avut anul acesta proiectul acela wellness financiar sau ceva de genul acesta, nu? Da, e corect. S-a terminat? Mai continuă? Nu, acest proiect este în curs de desfășurare și va avea continuitate. Wellness financiar sau, dacă vreți, despre bani pe termen lung, un program de educație financiară lansat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în septembrie acest an, este adresat angajatorilor, managerilor, conducătorilor de companii sau reprezentanților angajatorilor și deopotrivă angajaților din companii, în același timp și persoanelor care realizează venituri, să spunem, asimilate salariilor, venituri din activități profesionale, venituri din activități agricole sau persoane care acționează în baza unor contracte de mandat. Programul este oferit de autoritate gratuit, constă în prezent în 18 teme prezentate în cadrul unui catalog
pe care îl regăsiți în secțiunea dedicată educației financiare din site-ul Autorității de Supraveghere Financiară. Din acest pachet de 18 teme, fiecare angajator poate alege, în funcție de nevoile de dezvoltare și de instruire ale angajaților săi, o complexitate de variante. Sunt în curs de adăugare în acest catalog încă două teme și proiectul va continua. Statistica, dacă vreți, ca să trecem un pic prin cifre, pentru că vorbim de, faceți jurnalism economic și cifrele spun o poveste. În septembrie 2020 am avut 615 participanți, în octombrie anul acesta aproape 600, 586, în noiembrie aproape 1988. Rămâne să vedem cum se finalizează anul în curs și vom reveni cu date la anul în funcție de participare. Sunt curios, workshop-urile astea au fost online, nu? Adică presupun un fel de webinare sau ceva de genul. Evident, este un program care s-a construit în funcție de contextul pe care îl trăim cu toții. Jumătate din totalul participanților a asistat online la seminarii în direct, jumătate a accesat o variantă înregistrată a cursurilor, așadar programele de descărcare de cunoștințe, de educare economico-financiară s-au realizat cu tehnologiile moderne, digitale, de distanțare socială. Domnul Gustă, am o întrebare, să revenim puțin la ideea de educație financiară și să continuăm practic subiectele de săptămânile trecute pe care le-am avut până acum. Ce principii sunt pentru un plan de bunăstare financiară? Vreau să revin un pic apropo de educație financiară și mă întorc și la principii. Spunea domnul Daniel Apostol mai devreme, da, la momentul la care studenții intră în câmpul muncii, s-a constatat într-adevăr că acea pensie pilon 2 este stabilită aleatoriu de Casa Națională de Asigurare, dacă nu mă înșel, pentru 70% din populație. Asta înseamnă că 70% din populație nu face acea opțiune clasică, acea opțiune standard către ce administrator de pilon 2 de pensie să îi se îndrepte pensia lui obligatorie. Iată, dacă la momentul la care practic termin școala nu ai această opțiune, înseamnă că școala nu și-a atins rolul și probabil că singura soluție certă pe care o văd este aceea ca educația financiară sau să existe ca și materie obligatorie și în liceu, dar și în facultate. Există niște țări, cel puțin în Japonia știu eu, că la admiterea la facultate îi obligă pe mulți să aibă un cont deschis la bursa de valori. Poate că asta ar putea să fie o soluție suplimentară pentru, pe lângă cea pe care o spuneam, aceea de a avea materie de educație financiară în școală și în facultate. Ca să mă întorc la principii de bunăstare, poate sunt mai multe lucruri, nu aș vrea să ating decât câteva. Prima condiție este să economisim. Economisirea se poate face, sigur, prin bani puși deoparte, fiind la îndemână pentru nevoi curente, dar și prin economisirea inteligentă, prin fonduri de investiții pe termen lung sau termen foarte lung. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, putem avea momente de oprire, ca să zic așa, a economisirii. Deci soluția este economisirea recurentă și noi recomandăm tuturor să înceapă cu sume mici. Dar în momentul în care sumele devin mai mari, sumele disponibile pentru economisire devin mai mari, lucrurile poate să intervină diversificarea și mai multă și mai mare. Există mai multe tipuri de fonduri de investiții. Există fonduri de investiții cu expunere pe instrumente cu venit fix, există fonduri de investiții cu expunere pe acțiuni și există peste 100 de fonduri de investiții pe care asociația administratorilor de fonduri le are, pe care practic jucătorii din asociația administratorilor de fonduri le au, fonduri românești. Deci există o paletă largă. Și ce fac aceste fonduri suplimentar, ca să mă întorc la un alt principiu, diversifică investițiile. Acesta este un alt principiu extrem de important, acela al diversificării investițiilor. Dacă vrei doar să prinzi acțiunea care mâine îți dă randament 100% sau să iei nu știu ce altă monedă virtuală care să facă același lucru, s-ar putea să nu se întâmple așa.
ori economisirea prin produse autorizate și reglementate de un cadru legal românesc și internațional foarte bine definit, cred că este o soluție și la îndemână și este o soluție facilă și este o soluție care aduce randamente bune pe termen lung. Făcea Bursa de Valori un studiu în urmă cu un an și jumătate, cum că dacă investeai 100 de lei timp de 20 de ani într-un indice bursier cu în principalul indice bursier BET, 100 de lei timp de 20 de ani, practic puteai să ai după 20 de ani un randament de aproximativ 600%. Iată, prin aceste exemple am încercat noi să explicăm oamenilor ce înseamnă economisirea pe, în cazul acesta, 20 de ani. Celor care de fapt le este teamă să investească. Pentru că am auzit de multe ori și cunosc persoana câțiva oameni care preferă să investească, nu știu, pe Bitcoin, ca să zic așa, și le se pare mult mai frică de piața românească de capital, deși ar trebui să fie exact invers. Domnul Gustav. Da, pentru că e destul de simplu. Chimera câștigului, dublării banilor mâine sau în două zile, e mai atractivă pentru mulți decât randamente, cum spuneam, de 600% conform unui studiu BVB timp de 20 de ani. Chimera câștigului trebuie privită cu foarte mare atenție, pentru că există și varianta în care banii aceia se pot pierde, că volatilitățile sunt foarte mari, banii pot să fie mult mai puțin a doua zi, dar mai sunt și alte probleme de genul trebuie să înțelegi foarte bine ce face acel instrument. Noi cu fondurile de investiții pe care le avem în administrare avem niște instrumente pe care le punem pe masa investitorilor foarte bine determinate, care au politică clară de investiții, care au documente de emisiune pe care le poți accesa prin canale bancare sau prin canale online. Fonduri unde valoarea acestora este certificată de o bancă depozitară și la final vine autoritatea de supraveghere financiară și supraveghează întregul proces de investire, de intrare a investitorilor în fonduri, de certificarea calculului de active. Deci este un proces extrem de bine pus la punct versus celălalt, în care nu este nimeni lângă tine și există doar chimera câștigurilor fabuloase mâine. Domnul Apostol? Da, eu aș completa puțin, pentru că Horia s-a regăsit alături de mine în nenumărate emisiuni pe care le-am făcut în calitate de diarist de educație financiară și de conștientizarea populației cu privire la instrumentele pe care le avem. Întrebați de teamă, întotdeauna teama vine, teama de necunoscut este teama care ne afectează, teama de investiții este o teamă de necunoscut. Horia, ca un om al banilor, evident că vorbea că primul principiu pentru bunăstare financiară este să economisim. Eu aș veni și aș nuanța dintr-o perspectivă comună, dacă vreți, și de comunicator, purtător de cuvânt al autorității de supraveghere, dar și de fost diarist cu oarecare activitate în zona asta. Primul principiu, cred eu, este să înlăturăm această teamă de necunoscut, să ne educăm, să învățăm să înțelegem ce rost au banii și instrumentele financiare în viața noastră. O țară educată este o țară care poate prospera, apropo de prosperitate financiară și nu numai. Dacă ne uităm peste tot pe mapamond, nu veți găsi o țară cu nivel scăzut de educație națională și cu nivel crescut al PIB-ului per capita. Nu există așa ceva. Și atunci, dacă ne dorim să trăim într-o țară prosperă, dezvoltată, bine construită, puternic construită, cu în absență de deficite bugetare, în absență de deficite gemene, în absență de colapsuri financiare individuale, de falimente personale ale cetățenilor, va trebui să ne gândim că plecăm de nicăieri din altă parte decât de la educare, informare corectă, înțelegere bună a rostului banilor în viața noastră. Mai am o întrebare acum, domnule Gustă, și pentru domnul Apostol, dar prima dată își doresc să răspundă domnul Gustă. Ce așteptări aveți de la proiectul acesta de educație financiară Economisește Inteligent? În cazul domnului Apostol, întrebarea va fi de la proiectul domnilor privind wellness-ul financiar. Sigur că
Scopul este acela de a educa oamenii, dar ca să cuantificăm acest scop, ne vom uita la un moment dat și la numărul de investitori. Pe termen scurt ne așteptăm la creșterea numărului de investitori, cel puțin 10% este o estimare pe care o avem noi la începutul anului viitor, după un proiect pe care l-am desfășurat împreună cu dumneavoastră timp de 4 luni. Dar ce pot eu să vă spun este că o să facem în continuare aceste lucruri, o să facem educație financiară noi la Asociația Administratorilor de Fonduri în continuare și sperăm ca peste câțiva ani, după ce vom continua cu aceste proiecte, cifrele de creștere a numărului de investitori să fie mult mai mari, să fie spre 100%. Avem potențial. Ținta clară aceasta este să dublăm după o anumită perioadă, să dublăm numărul de investitori din industria fondurilor, iar asta cred că se va întâmpla cu ajutorul și cu ajutorul dumneavoastră, dar și cu munca noastră și cu munca autorității de supraveghere financiară, care toate converg către creșterea nivelului de educație. Încă o dată menționez că dacă această materie ar fi obligatorie în școală, lucrurile ar arăta mai bine, probabil că am avea mult mai mulți investitori. Concluzionez, vom continua proiectele de educație financiară și sperăm ca dacă după acest maraton de 4 luni să avem creșteri de aproximativ 10% a numărului de investitori, în următorii ani să avem perioade și cu 100%, adică cu dublarea numărului de investitori din industrie, un indicator cuantificabil destul de ușor de către asociația noastră. Domnul Apostol? Scopul. Scopul administratorilor de fonduri este să facă profit și bine ar fi să facă profit cu ajutorul unor consumatori foarte bine educați în deplină cunoaștere a instrumentelor financiare. Scopul autorității de supraveghere este să facă posibil ca cât mai mulți, scuzați cacofonia, cât mai mulți dintre cetățeni, dintre concetățenii noștri să fie bine educați, să poată să facă opțiuni inteligente, să se orienteze spre instrumente financiare, astfel încât piața să se dezvolte, inclusiv piața fondurilor care administrează instrumente financiare. Avem o tânără generație digitalizată, cu un apetit foarte mare pentru informații și extrem de conectată la realitate. Dacă tinerii beneficiază de cele mai bune experiențe de învățare pe care noi le-am putea genera, la rândul lor pot genera în timp mai multă bunăstare la nivelul consumatorului de produse și de servicii financiare și în consecință la nivelul întregii societăți. Și aș mai atrage atenția asupra unui lucru. Scopul nostru al autorității de supraveghere financiare este să reușim să creăm o bază, o largă bază națională mai bine educată, mai bine informată, mai bine protejată financiar. După cum știți, autoritatea a anunțat, președintele autorității cu ceva vreme în urmă, a semnat un acord de colaborare care vizează elaborarea strategiei naționale de educație financiară împreună cu alte autorități și instituții ale statului, dar fiind că piețele financiare naționale sunt deja serios integrate în Uniunea Europeană, reglementările financiare se internaționalizează cu o viteză semnificativă, galopantă aș putea spune, este loc de proiecte educative care pot viza în mod direct această trăire, această viață financiară la nivel european.